Universitatea Maritimă din Constanța este beneficiarul unui proiect finanțat prin fonduri europene intitulat Extindere, Reabilitare, Modernizare și Echipare Infrastructură Educațională Universitară Corp B, Baza Nautică. Proiectul are o valoare totală de peste 24 de milioane de lei și o perioadă de execuție de 24 de luni. Astăzi, în aula Gavrilă Ricana UMC s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect, întâlnire premergătoare predării amplasamentului și ordinului de începere a lucrărilor. Peste cele câteva luni, când lucrarea se va termina, cred că ne vom uita cu bucurie la faptul că un asemenea eveniment a fost aici și că el s-a terminat cu bine. Obiectivul specific al proiectului este creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. Se urmărește îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Universității Maritime din Constanța prin extinderea pe verticală a clădirii existente la baza nautică, lucrări de creștere a eficienței energetice și lucrări de amenajare interioară. Obiectivul constă în demolarea unei acoperiși a unei părți de clădire, urmează o supraetajare cu încă două etaje, o demolare a unor anexe, de unde va trebui să construim un parter plus etaj. Nu sunt lucrări neapărat greu de executat, dar sunt lucrări care trebuie să le executăm minuțios, având în vedere că avem demolări și consolidări. Până la finalizarea proiectului se vor crea noi spații de învățământ cu dotări moderne de ultimă generație, ce vor permite desfășurarea în condiții optime a proceselor de educație, dar și a activităților de cercetare ale doctoranzilor și ale cadrelor didactice. Noi am încercat să creștem puțin și părerea mea este că, având soluția dată de proiectant și pe care am ales-o cu oarecare grijă pentru clădirea asta, vom reuși să ridicăm un pic nivelul de calitate. Am luat toate măsurile ca să fie cât se poate de mult creată premiza cadrului ăsta să puteți intra repede. Vor rezulta astfel noi săli de curs și seminar, laboratoare și două anfiteatre de capacitate mare.